Acesta este un crâmpei dintr-o conversație pe care reporterul NCN a filmat-o cu camera ascunsă joi dimineața într-unul din serviciurile din Cluj-Napoca. Și nu este singura. Ceea ce veți vedea în minutele următoare sunt imagini și conversații absolut șocante între patronii sau angajații serviciurilor care, pentru bani, sunt dispuși să închidă ochii la orice problemă tehnică a mașinii și să elibereze o certificare ITP fără nici cea mai mică remușcare. Începând de săptămâna aceasta, sistemul de înregistrare video pentru stațiile de ITP este obligatoriu. Unul dintre motivele pentru care guvernul a luat această decizie este legat de fraudele uriașe din serviciurile românești, unde mașinile care în mod normal nu ar fi trecut inspecția tehnică o făceau în schimbul unor șpăci consistente. Teoretic, absența sistemului de supraveghere video atrage suspendarea activității stațiilor ITP, iar RAR-ul are posibilitatea tehnică să suspende în timp real autorizația, dacă se suspectează orice fel de fraudă. Însă în Cluj-Napoca, monitorizarea video a serviciurilor nu înseamnă mare lucru. Orice problemă are un preț și totul se rezolvă, așa cum aveam să aflăm chiar din gura celor care au obligația legală să verifice la sânge mașinile. Am pornit, dis de dimineață, prin serviciurile clujene cu o mașină despre care le-am spus tehnicienilor că ar avea o problemă la sistemul de frânare ABS, dar dacă ne ajută să trecem inspecția, și noi ne vom revanșa. Primul caz, un serviciu din cartierul Mănășturi. Intrăm la recepție și suntem imediat trimiși în spate să discutăm cu cel care se ocupă de inspecții. Totul se rezolvă, după cum ne asigură angajatul. Prețul? Cât vrem noi, după spusele sale. Convinși că e doar o excepție de la regulă, am pornit către alte două servisuri unde am încercat același lucru. Ce urmează nu mai are nevoie de niciun comentariu. Bună, salut! Pentru un ITP, când aș putea face o programare la portul ăsta? Păi cât mai repede, când expiră săptămâna viitoare? Săptămâna viitoare? În ce zi? Marți. Face marți? Da. Problema e că la mine pot să vă și arăt lumina la ABS aprinsă. M-ați putea ajuta cu chestia? Cu asta mă ajut, dar aveți chenone? Da. Aici, da, sunt... de far, eu mă rugat, așa e? Da, da, da. Bine. Deci îi aduceți marți. Îi aduceți marți. Aveți și folii pe față sau nu? Nu. Bun. Dar pe spate, da, am un certificat de la aia. Pe spate nici nu trece. Nu, e... Dar când au... aduceți marți dimineața. Da. Mai mult, patronul acestui servici e dispus să închidă ochii și la faptul că mașina nu trece testul de poluare. Și dacă domnul ferește la nopțe, pică, o rezolvăm? O rezolvăm și iar la servisul următor, mecanicul e foarte conștient că lipsa frânelor e un pericol, însă cu toate acestea și el e dispus să ne rezolve. Adică să vin cum acum e așa bun. Haideți mâine după ora 1. Păi nu, chiar problema e ok. Din ce cauza s-a trebuit de vedere? Dar sunt nou mecanism. N-am fost, asta e că... Dar și-mi expiră ITP-ul. După urmă rezolv, îl facem. Neapărat mă duce, pentru că foarte probabil nu funcționează nici ABS. Când o să aveți mai mare nevoie de el... Din trei stații vizitate, în toate trei am găsit oameni dispuși să ne rezolve problemele grave la sistemul de frânare sau la noxe. Concluzia, cu bani, în Cluj, totul se rezolvă. Important de menționat este faptul că stațiile care efectuează ITP vor trebui să păstreze înregistrările video pentru o perioadă determinată de 6 luni, iar sistemul de supraveghere va trebui să conțină minimum 2 camere și un înregistrator digital care să permită stocarea imaginilor la rezoluție HD. În plus, sistemul va trebui instalat astfel încât să asigure înregistrarea continuă a activităților desfășurate pe linia de ITP, indiferent de condițiile de iluminare din atelier. În ciuda noilor reglementări, în serviciurile clujene, pare că se poate aranja orice. Totul se negociază și totul are un preț. Nimeni nu pare îngrijorat nici de siguranța participanților la trafic, nici de amenziile usturătoare sau chiar de suspendarea licenței în caz de fraudă.